Bună seara și bine v-am regăsit, stimați telespectatori, în emisie Reflector Analitic. Pentru ediția de astăzi ne-am propus să discutăm despre activitatea CMC, despre modul în care funcționează, ori mai bine zis, nu funcționează și să încercăm a identifica care de fapt sunt principalele impedimente. Aceste aspecte urmează să fie abordate împreună cu Vitali Mucan, consilier PSRM în CMC. Bună seara și bine ați venit, domnule Mucan. Bună seara. Și Anton Leațchi, consilier PSRM în CMC. De asemenea, bună seara și bine ați venit în cadrul emisiunii noastre. Bună seara. Haideți pentru început să discutăm despre faptul că au existat cel puțin 4 tentative de a convoca ședința CMC. De ce? Până la urmă toate s-au soldat cu eșec. De ce consilierii din celelalte fracțiuni rămân a fi indiferenți față de problemele capitale? Domnule Mucan. Și noi ne întrebăm de ce de 4 ori noi am insistat și am încercat să convocăm ședința Consiliului Municipal. De 3 ori noi am încercat să prelungim ședința din 11 mai 2017. Dar au ieșit toate 3 încercări săptămâna trecută. Noi ne-am adunat în sală, au fost colegii din domnul Botnaru și domnul Ștefăniță. Atât, mai mult, consilieri noi n-am văzut. De ce? Rămâne întrebare deschisă. Pe dânșa înseamnă că îi aranjează așa cum stau lucrurile. Dar noi iarăși am încercat pe luni la ora 10 să convocăm ședință de urgență cu problemele cei mai principale a orașului acum, care necesită să discutăm și să găsim ieșire din situație. Dar am văzut ceea ce am văzut. Că nu vin consilieri din alte fracțiuni, nici PPM, nici PN, nici liberale, nu vin la ședință. Și noi ne întrebăm, oare pentru ce au fost votați de către cetățeni dacă ei nu vin la ședință, nu vor să lucreze pentru necesitățile cetățenilor? Asta e. Până la urmă, este un boicot din partea APL-ului sau vorbim despre incompetență, nedorință și așa mai departe? Nu pot să comentez, nu pot să vă spun. Noi vedem ca rezultat că nu participă, n-au dorință de a lucra. Da, sau aceasta este un boicot, sau nu-și pot reveni după ce primarul a fost închis, nu știu, sunt multe păreri, dar noi avem ca rezultat, nu vin la ședință și nici nu participă la convocarea ședinței sau la ordine de zi. La să vii cu propunerile lor de ordine de zi, să vii cu argumente și să discutăm. Dar asta e cea mai mare problemă, că noi trebuie să ne adunăm, să discutăm despre probleme, să găsim ieșire din situație. Dacă noi ne ascundem și nu venim la ședință, nu participăm la discuții, asta e cea mai mare problemă. Că de ce nu merg la contact? Domnule Leațchi, cu părere de rău, în ultimul timp, problemele care se confruntă capitala s-au înmulțit ca număr și ca intensitate. De ce bugetarii până la ora actuală nu își primesc salariile? Avem mai multe apeluri telefonice din partea acestor bugetari care ne întreabă când vor fi virate pe cont sumele necesare. Deci noi am văzut o atitudine Da. Față primării, primarul general, față de și bugetarii, față de cetățenii noștri, în primul rând, pentru că au fost niște vorbe că domnul primar, chiar dacă ședea acasă, el semnează careva actă, a fost așa vorbe. Deci, dar până la momentul actual, noi vedem situația nu se mișcă de pe loc. Cred că asta este o pedeapsă pentru cei care muncesc pentru stat. Noi am văzut cum strânge gunoiul din străzile orașului. Da, ajungem vedem să discutăm mai pe delete. Da, deci aspect. Și impactul asupra societății, deci societatea vorbește, dar nimeni nu este pedepsit. Deci în țările, cum liberalii spun, europene, pentru întârzierea, astfel de întârziere, este pedepsit cine? Funcționari publici care funcționează și care trebuie să funcționeze pentru acești cetățeni care muncesc zilnic pentru societatea. Deci dacă noi formăm un stat democratic, suveran, independent și așa mai departe, deci trebuie să vedem cum funcționează instituții de stat. Astfel, noi vedem astăzi incompetența, irresponsabilitatea funcționarilor publici, care nu sunt pedepsiți de fapt. Eu nu știu ce face organele de drept, pentru că dacă primarul actual șede acasă, bugetarii nu primesc salarii, trebuie să fie deja demisionat sau să alegem alt primar, pentru că astfel lucrurile nu pot continua jumătate de an sau mai mult. Pentru că acum intrăm în vara, bugetul este votat
foarte târziu, e votat practic vara. Acum trebuie să fie făcute reparații în școli, în grădiniță și mai departe. Deci nu este acest lucru făcut și bugetarii nu primesc salariile. Ce o să fie mai departe? Jocurile politice mai continuă, dar oamenii suferă. Am vrut să... Mucan, da, vă rog, da, spuneți, am vrut să adaug la referitor la salarii. Deci, anume cu o întrebare de așa fel, cu achitarea salariilor, deci delegarea împuternicirilor pentru a semna acte contabile, pentru a semna deci transferurile date la salarii, și vis-a-vis de întrebarea aceasta, noi și-am insistat să fie convocată de urgență ședință. Pe noi ne-a asigurat că primarul semnează toate actele și nu este niciun blocaj și școli și grădinițe ar trebui să primească salariu. Dar noi suntem acum, a trecut aproape o săptămână și noi nu avem, nu vedem că oamenii se primească salariu. Chiar și pe noi ne-au telefonat astăzi mulți învățători din școli care nu primesc salariu și ne întreabă pe noi când a să fie transferat salariu. Și noi vedem, iarăși noi ajungem la aceea că este un blocaj din partea administrației primăriei. Din partea primăriei este un blocaj. Noi am văzut blocajul dat cu gunoiul, când a fost blocat gunoiul și nu se evacua gunoiul în decurs de 3-4 zile. Noi vedem acum blocaj cu salarii și cu transferurile, dar noi nu simțim acum încă transfer. Dar noi să ne pomenim, cum a spus colegul, în luna iulie, când n-a să fie efectuate transferurile, atunci a să fie blocat și reparația în școli și achiziționarea. Toate necesare pentru funcționare. Ca să înțelegeți că Chișinău e un organ viu. Este necesar de achitări curente în fiecare zi. Cum a să achite bani departe, nu știu, dar noi vedem la ziua de astăzi că din partea primarului și anume a liberalilor este un blocaj. Și noi deși și-am invitat colegii noștri din alte fracțiuni, bine, noi înțelegem liberali, poate ei participă la blocajul dat, dar noi nu înțelegem colegii noștri din alte fracțiuni, de ce nu vin la ședință ca să deblocăm situația, să mergem înainte. Spuneți-mi, vă rog, noi, în calitate, nu știu, de persoane fizice, dacă nu achităm energia electrică sau gazul, orice alte servicii, suntem debranșați, elementar. Există o pârghie de control la, nu știu, asupra primăriei. Noi, în calitate de cetățeni, cum ne putem revendica aceste drepturi? Și ce aveți în vedere? Ca să, să primim salariile. Este un drept al nostru salariu. Fundamental, până la urmă. Aici e greu de spus. Că... Noi vedem că, deci, că atunci când este un impact social, în vedere când societatea se răscoale, când este vorbit în mass media, când cineva iese în stradă și spune, uitați-vă, noi nu primim salariile, atunci, într-adevăr, cineva începe să lucreze. Apropo, e o foarte simplă chestie, cu parcările. Anul trecut, noi am ieșit la conferință de presă, noi am vorbit, discutat despre ce temă cutare, nimeni nici nu a făcut. Organele de drept nu s-au apucat de dosar. Anul cu curent, atunci când deja toți au văzut care este problema, atunci când a început să se discute mass media așa foarte, foarte tare și strâns, am văzut careva impact. La momentul dat, deci dacă societatea o să tacă, o să nu se vorbească despre probleme cu tare, că nu sunt date salariile, profesori și așa mai departe. Deci o să fie așa, tot așa chestia. Deci trebuie oamenii să fie cu mult mai responsabili dacă vorbim despre neechitarea salariilor, careva problemele, deci să fie mai unite. Societatea acum este dezbinată în multe părți și atunci când societatea va uni careva, deja funcționarii publici și alți funcționari n-ar permite să așa jocuri politice cu societatea. Odată cu revenirea domnului Grozav la primărie, lucrurile cât de cât intră într-o albie firească sau nu? N-aș spune că lucrurile s-au pornit cumva, pentru că domnul Grozav, fără domnul Grozav, nu știam cine este responsabil pentru activitățile primăriei. La momentul dat, parcă este domnul Grozav, dar parcă nimeni totuși nu este, pentru că noi nu simțim că avem primar general. Semnările careva acasă, ele nu sunt vizibile, pentru că funcționarii nu primesc salariile, bugetarii nu primesc salariile. Deci, să fie deblocată activitatea primăriei municipiului Chișinău. Pentru acest fapt trebuie să fie făcute pași foarte, foarte strânse, foarte repede făcute acum la moment. Să fie convocată ședința CMC, să fie discutat ce facem mai departe. Deci, neparticiparea liberalilor, noi am văzut anii precedenți ce au fost. Deci, n-au participat un an de zile,
au venit, au făcut chestiile cu funcțiarele și așa mai departe, s-au pornit construcții și ce la moment nu avem? Nimic. Domnilor consilieri, în această lună s-a agravat problema cu deșeurile. Până la urmă am înțeles că a fost găsită o cale de compromis, dar nu soluționat în totalitate. Ce urmează să se întâmple în viitorul apropiat? Deci este o înțelegere, un acord între guvern și Bubuieci vis-a-vis de depozitarea deșeurilor. Deci s-a ajuns la o concluzie ca în decurs de 30 de zile guvernul să găsească soluții pentru depozitarea deșeurilor. Deci e foarte rău. Avem două săptămâni. Da, practic. Da. Deci, ca să înțelegeți corect, timpul fuge tare repede. Deci noi n-am văzut până acum careva schimbări sau careva pași pentru a schimba situația. Părerea mea că a să treacă o lună, a să fie prelungit termen. Noi nu vedem astăzi ca, de exemplu, comisia sau a fost creată o comisie. Noi n-am văzut că comisia să iasă la Țânțăreni, să fie careva pași vizibil pentru îmbunătățirea situației. Sunt deci ceva vorbe sunt vis-a-vis de a să fie alt poligon, a să fie Țânțăreni. Poziția noastră rămâne clară că la momentul de față unicul poligon care este amenajat după toate regulile este poligon de la Țânțăreni. Trebuie de găsit limba comună cu locuitorii comunii Țânțăreni. A doua întrebare, gunoi ăștia de la uzinilor, de la Bubuieci, așa numite, trebuie să fie închise de urgență, trebuie de întreprinse toate măsurile pentru a stopa poluarea aerului și a mediului și a apei subterane, cât subterane, atât și arteziane din gunoi ăștia date. Și, dar iarăși, trebuie de lucrat și de întreprins măsuri foarte urgent și ca pentru îmbunătățirea situației. Noi nu vedem aceste pași, noi nu vedem nici din partea comisiei, nici din partea guvernului. Promisiunea a fost, așteptăm o lună, dar părerea mea că luna a să decurgă foarte repede și mă tem să nu ne pomenim iarăși peste o lună ca să fie iar blocaj din partea locuitorilor comunii Bubuieci și iar rămânem Chișinău cu gunoiul care n-a să fie colectat. Apropo, părerea mea, ca consecință, noi de acum am văzut și guzgani și prin oraș, deci e foarte neplăcută situația și mă tem să nu fie urmări grave după aceasta 3-4 zile cât s-a acumulat gunoi în municipiul Chișinău. Da, noi o să revenim la acest aspect împreună cu Iulia Cantaragian, pe care o să o apelăm telefonic un pic mai târziu. Domnule Leațchi, vroiam să discutăm cu dumneavoastră de ce Republica Moldova este practic singura țară din această parte a Europei care nu are o fabrică de prelucrare a deșeurilor. Ori în fiecare campanie electorală, cel puțin în Chișinău, era repusă în discuție această problemă și ni se promitea că într-un termen relativ scurt starea de lucruri se va remedia. Deci haideți să vedem foarte simplu chestiile. Deci colectarea gunoiilor în mai multe țări europene se ocupă cu această colectare companii care nu sunt orașului subordonate, dar sunt spunem așa, care private. De ce ele se ocupă cu colectarea deșeurilor? Pentru că deșeul conține mai multe substanțe, deci plastic, hârtie, mai multe categorii. Da. În țările europene este sortat deșeul și este prelucrat. Și din 100% din deșeul care este prelucrat, vine 40% deja nu mai stochează la poligoane. Restul deja este refabricat, așa spunem, și masa cutare este vândută. Și în companie primesc bani. La momentul dat, în Republica Moldova, în orașul Chișinău, există un poligon Țânțăreni, care a fost în anul 90 pregătit pentru colectarea deșeurilor, dar nu au fost făcute careva investiții. Deci dacă vorbim despre investiții, companiile străine care vor să vie și să prelucreze acest gunoi, și normal, se ciucnesc cu problema că trebuie să dea cuiva bani ca să deschide această uzină. Mită, da. Simplu, foarte simplu. Și mită era foarte mare. Companiile străine care lucrează normal, ei vin și spun, băieți, noi deschidem sau nu deschidem?
Noi investim sau nu investim? Noi jocurile politice voastre nu vrem să întrebăm. Jocurile politice acestea au continuat pe parcurs de 8 ani de zile, când poligonul de la Țânțăreni a fost închis și pe o lună de zile a fost deschis Bubuieciu. Bubuieciu trebuia să funcționeze doar o lună ca soluție temporară. Noi vedem ceea ce este temporar, este permanent. Noi vedem că responsabilitățile iarăși lipsesc. Deci noi vedem administrația publică locală. Nu e nimeni cine să fie responsabil pentru acest gunoiște. Nu e nimeni responsabil pentru bolile infecțioase care pot apărea la cetățenii din Bubuieci. Nimeni nu este responsabil pentru nimic. Deci în momentul în care într-o țară sau într-o societate sau într-o grup de oameni nimeni nu este responsabil, se primește haos. În orașul Chișinău este haos. Categoric. Domnilor consilieri, vreau aici să fac o mică remarcă. Spunea domnul consilier Leațchi despre starea de lucruri sub aspectul epidemiilor. În calitate de jurnalist am contactat astăzi pe cei de la Centrul de Medicină Preventivă pentru a intra cel puțin în legătură telefonică cu noi pentru a ne spune care este starea de lucruri și ce se întreprinde. Și am primit un mesaj prin care ne s-a spus că, cu părere de rău, nu au niciun specialist disponibil ca să ne vorbească despre acest aspect. Asta este realitatea. Domnule Mucan, după aceea cred că vom încerca să facem legătura cu doamna Cantarangean. Da, eu am vrut să concretizez câteva lucruri. În primul rând, deci poziția noastră rămâne fermă, că tot gunoiul din municipiul Chișinău, nu din orașul Chișinău, noi nu trebuie să uităm că avem gunoiște mici aproape în fiecare suburbie. Iarăși, prezintă un pericol foarte mare pentru locuitorii cât suburbiilor, atât și a orașului. Noi ne înconjurăm în prejur cu gunoieștile mici și mari tot Chișinău. Deci poziția noastră rămâne clară că tot gunoiul din municipiul Chișinău, inclusiv suburbiile, trebuie să fie prelucrat la uzinile de prelucrare. Nici într-un caz ardere la noi n-a să meargă, sunt țări dezvoltate unde se arde, dar procesul e foarte costisitor, de ce acolo sunt filtre pentru speciale ca să nu polieze aerul. La noi n-a să meargă, de ce? Că la noi n-a să fie schimbate filtre. La noi, la o distanță relativ mică, sunt case de locuit. Sunt oameni care consumă apă practic din preajma acestor gunoiști. Asta e. Haideți să încercăm să discutăm cu doamna Cantarangean, să vedem și punctul de vedere a domniei sale raportate la tema propusă astăzi spre discuție și după aceea vom încerca. Alo, bună ziua! Doamna Cantarangean, sunt Vlad Madan de la Accent TV. Astăzi discutăm despre starea de lucruri din Chișinău și despre problema gunoiștilor neautorizate. Avem câteva aspecte pe care vrem să încercăm să le abordăm și împreună cu dumneavoastră. Spuneți-ne, vă rog, colegii noștri din media au prezentat pe parcursul zilelor trecute că în capitală ar fi apărut o serie de rozătoare. Este o consecință a fenomenului de acum câteva zile, atunci când au fost probleme la evacuarea gunoiului din Chișinău? Cum considerați? Ne paște acest pericol al înmulțirii lor? Da, poate fi. Poate fi, fiindcă răzătoarele în general apar acolo unde există hrană și, bineînțeles, nu doar rozătoare, toate animalele, de fapt, apar unde există hrană și pentru rozătoare, în mod special, hrana constituie deșeurile pe care le aruncă omul. Spuneți-ne, vă rog, cum considerați dumneavoastră problema legată de gunoiștele de la Țânțăreni și Bubuieci? Se încadrează în careva parametri ecologici care ar trebui să fie respectați? Pentru că discutam acum câteva clipe mai devreme, în preajma acestora trăiesc oameni care consumă apă din preajmă și practic sunt zi de zi expuse acestor stări de lucruri. Cine se face vinovat? De ce nu funcționează sistemul? Nici o gunoiște din Republica Moldova nu funcționează, nu există construită la parametri normativi pentru protecția mediului. Deci asta a fost întotdeauna așa, nu este de acum.
Și respectiv nici cele două gunoiști la fel respectiv nu sunt, nu se încadrează în aceste norme de protecție a mediului. Dacă luăm între diferența între gunoiștii de la Țânțăreni și cea de la Bubuieci, da? Cea de la Țânțăreni are, de exemplu, anumite măsuri, ca să zic așa, mai bune de protecția mediului comparativ cu cea de la Bubuieci. Deși și acolo necesită să fie investiții ca să protejăm apele și solurile. Doamna Cantaragean, cine ar trebui să întreprindă aceste acțiuni? Ministerul, Consiliul Municipal, cine? Nu ministerul, dar cel care administrează situația. Deci în cazul dat trebuie să se ocupe de primăria municipiului Chișinău. Cel care generează, că din partea ministerului s-au făcut politici în domeniu. Și există strategia de management a deșeurilor care a fost adoptată în 2014 pentru zona centru, stabilește, identifică ca și gunoiște de la Țânțăreni. Există legea adoptată recent tot în domeniul managementului deșeurilor. Anterior funcționa o lege similară, dar acum e la alte standarde, o altă abordare. Deci cadrul, ce face ministerul sau orice minister, el face, elaborează politici. Politica a elaborat-o. Și în continuare, anul ăsta încă elaborează deja o serie de regulamente pentru a pune în aplicare legea respectivă. Dar punerea în aplicare sau implementarea acestor legi se face la nivel local. Deci fiecare primărie trebuie respectiv să întreprindă diverse măsuri, există un șir de instrumente pe care poate să le implementeze pentru ca să rezolve problema deșeurilor din localitatea sa. Doamna Cantaragean, acum când s-a acutizat, cer scuze, această problemă cu deșeurile, dumneavoastră în calitate de reprezentant al ONG-urilor de specialitate, ați fost solicitat cu un punct de vedere pentru a debloca starea de lucruri, pentru a identifica o soluție, pentru că până la urmă discutam ceva minute în urmă, a fost soluționată parțial problema pentru o lună de zile. Peste două săptămâni se poate, nu știu, repeta aceeași istorie. Da, evident că se poate repeta. În ce sens dacă am fost contactați? De către cine? Deci noi ne-am expus punctul de vedere în cadrul emisiunilor la care am participat. Asta ne-am expus, într-adevăr. Eu vă mulțumesc frumos pentru această intervenție telefonică și pentru explicațiile pe care le-ați oferit. Vă mai așteptăm și în cadrul emisiunii noastre. O zi bună, doamna Cantaragean. Domnilor invitați, am auzit punctul de vedere a celor care sunt abilitați cu dreptul de a soluționa și de a veni până la urmă cu o soluție în identificarea acestor pârghii de soluționare, dar haideți să revenim un pic. Nu am mai avut un precedent în Chișinău, domnul Leațchi, în care să avem filmați și am văzut pe rețelele de socializare aceste rozătoare în parcuri. Cineva din colegi îmi spunea chiar lângă casa în care stă ea. Deci, domnul Cătușea, foarte corect a spus, atunci, mai ales la rozătoarele, deci da? Atunci când există faptul că ele pot găsesc hrană, ele se înmulțesc foarte repede, și orice animale, dar rozătoarele se înmulțesc cu 10 ori mai repede decât orice animale. Ei simt că este hrana. Momentul dat, deci ca și permanent în orașul Chișinău, deci problemele care sunt ascunse, ele nu sunt scoase la evidență oamenilor. Atunci când noi ne ciocnim cu probleme ascunse, așa cum depozitarea deșeurilor, când orașul este plin de deșeuri, deci noi vedem ani de zile nu au fost făcute careva transferuri și schimbări, nu au fost implicate din 2014 în strategia a colectării deșeurilor. Deci au fost careva contieri. Noi am participat cu domnul Cătărgea, da, apropo, la emisiune, deci unde am vorbit. Deci au fost careva pași. Apropo, de a pune chestiile pentru colectare. Frumos, frumos. Dar problema este cu mult mai adâncă. Deci problema este în colectarea deșeurilor, în separarea deșeurilor, deci în politica de și informarea oamenilor că trebuie să fie separat deșeuri. Deci careva pași mici au fost deja făcute. Pus pentru plastic, pentru hârtie și așa mai departe, dar politica de informare, deci de ceea ce se întâmplă după colectarea deșeurilor și deci neprelucrarea deșeurilor, noi deja vedem. Acum, la moment, trebuie să vedem de cine este responsabil pentru situația agravată în municipiul Chișinău. În momentul în care
toți o să tăci, o să tăcem toți și nu, da. Nu o să găsească persoana care este divină, persoană sau grup de persoane care într-adevăr este divină de ceea ce s-a întâmplat. Pentru că autosolubritatea are o mulțime de scrisori față de primărie, față de agenții de diferite și unde vorbește că mina de Porcel nu este posibil cu o colectare de deșeuri, în primul rând. Deci o să fie o catastrofă ecologică. Și cu Comisia Comunală Locativă și anul trecut noi am vorbit despre chestia asta. Noi am vorbit că nu, deja nu se poate colectare de deșeuri. Iarăși nimeni nu ascultă. Deci anul trecut am făcut o decizie cu CMC cu privire la rezolvarea acestei probleme. Deci prima să fie soluționată problema cu Țânțăreni. Da, într-adevăr, Țânțăreni este construit în anul 90. Atunci când legile nu erau atât de serioase față de protecția mediului. Dar careva investiții serioase au fost făcute pe atunci. Și apa aceea care infiltrată nu se duce în sol. Asta este principalul moment. Deci după asta poate de reînnoi ceva, de mai investit ceva. Nu a fost făcut nimic. Trebuie să fie... Da, ca să fie clar. Da, deci, pașii următori care trebuie să facem ca Consiliu. Deci, un pas noi am făcut pentru Bubuiece. Deci, noi am alocat bani pentru procurarea utilajului special pentru epurarea a infiltratului. Deci, ape acestea care conține foarte multe substanțe chimice și nocive. Deci noi am procurat, am alocat bani pentru procurarea acestui utilaj. A doua întrebare. Pentru Țânțăreni, în mod de urgență, este necesar următorii pași. Primul pas, de procurat utilaj pentru epurarea infiltratului. 2. Stația de pompare, ca să fie pompată apa aceasta din vale sus, unde poate să fie epurată. Deci pentru da. Bubuiești este necesar în mod de urgență de comandat un studiu ca să vedem cu ce, care sunt problemele principale a gunoiului date. Domnule deci, Mucan, haideți să mai vorbim de un aspect. Haideți să vorbim despre cultură civică. Haideți să vorbim despre responsabilitatea socială a fiecăruia dintre noi. Următoarea întrebare poate ar zice unii că este retorică, însă haideți să medităm pe marginea ei. Există această cultură despre care făceam eu referire la cetățenii noștri. Ei au pregătirea necesară, sunt gata că în momentul în care vom pune 4 tomberoane la colțul străzii, fiecare dintre noi nu vom mai arunca toate împreună, ci vom selecta sticlă, masă plastică, hârtie și așa mai departe, pentru ca să fie și mai ușor și la agenții economici la care făcea referire domnul Leațchi. Pentru că cineva îmi spunea din colegi că în Japonia, spre exemplu, se penalizează pentru că nu s-a făcut corect această distincție. Poate, dar nu socot că asta e corect să penalizăm. De ce? Da. Noi ne-am învățat că orice pas a cetățeanului nostru trebuie să fie penalizat. Stați o leacă, oameni buni. Dați din tâi să informăm populația una la mână. Noi mâine n-a să avem cultura asta sau mâine n-a să fie repartizat și divizat gunoiul. Sticla aparte, plastic aparte. Deci noi în Șicișor, în decurs de 10-15 ani, putem să avem careva schimbări. Primul pas care este necesar de făcut, de informat copiii, în primul rând. Generația tânără. Deci generația tânără. Noi trebuie să începem de la grădiniță, de la școli, când în spate noi trebuie să influențăm și să învățăm pe dânșii cum se comportă. Și atunci noi o să putem cere. Dar așa să venim azi, mâine și să începem a penaliza, nu este corect. Da, domnul Leț, vă rog. Apropo, chestie. Deci, mai avem probabil vreo 10 minute. În momentul în care în Chișinău au fost instalat mai multe gunoi, tomberoane. Deci oamenii nu au început să arunce în tomberoane. Deci lângă stații și așa mai departe. Noi vedem că cultura trebuie să fie dezvoltată și fiecare trebuie să fie conștient în momentul dat când el face ceva, că aceasta influențează asupra mediului. Deci se vadă că există careva viitorul pentru a colecta deșeuri, da, rezultat. Pentru că atunci când vedem că un tânăr vede o sticlă și mai strică sticla aceasta în drum, ce o să fie? Asta e cultura.
Da. Asta e. Oleacă, vă rog, vă rog. Deci, în primul rând, omul trebuie să vadă rezultat. Dar când oamenii adună baterii, ați văzut, da, a fost o acțiune, că s-au colectat baterii, special urne, au fost, iarăși au fost cheltuiți careva bani. Și ca rezultat, noi n-am văzut ce rezultat, în rezultat ce avem. Dar ce? Dacă ați fim informați, și toți cetățenii, de ce televiziunile arată foarte puțină informație referitor la aceste lucruri? De ce nu ne arată nouă cum s-au colectat într-un biron sticlă? Lasă să arăte o viață a sticlei, de exemplu, că viața o nimerit într-un biron aparte, care este, pe urmă, o nimerit la uzină specializată, este prelucrată, prelucrată și o ajuns acolo unde trebuie. Domnule consilier, eu vreau în minutele care au mai rămas să mai abordăm câteva probleme cu care se confruntă capitala. Evident că, cu părere de rău, avem un noi an de probleme. Următoarea întrebare ține de fapt de comoditatea fiecăruia dintre noi, ține de comoditatea atunci când circulăm cu transportul public. Domnule Mocan, avem dreptul și noi la aer condiționat în troleibuz, avem dreptul la comodități, avem dreptul ca să nu mai așteptăm ore în șir, să punem problema, vom ajunge la locul de destinație cu acel transport? Noi avem dreptul să avem transport public la nivel înalt. Da? Dar drepturile date au fost călcate de către primarul care a făcut tot posibil. Bine că șede la răcoare unde șede și nu se folosește de transport public. Dar oamenii, cetățenii care au rămas, ei se folosesc zi de zi transport public care au ajuns la ceea ce au ajuns. Noi ce avem? Avem troleibuze noi, care sunt luate în credit, care în decurs de 10-20 de ani să fim nevoiți să achităm creditul dat. Și troleibuse, noi am văzut, încercați să circulați cu troleibusul prin oraș acum, pe căldurile de date. Lumea nu vrea să sui, lumea merge cu transportul personal, că nu poate să sui în troleibus să meargă cu ăsta, ca în sobă. Noi avem rutierele care au ajuns la în starea aceea și au ajuns că rutele sunt anulate, alternativă oamenii n-au, rutele nu s-au schimbat de 10 de ani de zile, eu îndeoși nu înțeleg, municipiul, primarul și Gamrețcă acela care au fost, ei lor le bine, ei acum șed cine acasă, cine în altă parte, dar cetățenii se chinuie acum. Ceea ce au făcut, rezultatele lor, ne chinuim noi. Și ca să înțelegeți, ca să schimbăm spre bine situația, noi să fim nevoiți 3-5 ani să așteptăm ca să fie schimbări care. Noi avem autobuse care suburbile... Asta vreau să-l întreb pe domnul Leațchi. Domnul Leațchi, suntem în 2017. Avem troleibuze, cred că, care sunt fabricate încă până la 1990. Autobuze. Da, cer scuze. Cum e posibil? Există un termen de exploatare pentru ele? Cineva, deci, se face responsabil pentru securitatea noastră? Ca să înțelegem, deci toate autobuzele care astăzi circulă, da, în municipiul Chișinău, deja trebuie să fie scoase de la circulație. Deci, chiar și acele ultime autobuze care au fost procurate manual, deci ele deja nu au nici piese pentru ca să fie reînnoite. Asta unul la mână. A doua la mână. Nu există o strategie clară pentru dezvoltarea transport public municipal. Nu există. În anul 2014, în Consiliul trecut, a fost votat sistemul pentru tichetarea electronică, dar pentru tichetarea electronică trebuie să facem să fie troleibuze și să fie rutele comode. Această chestie nu a fost făcută și deci iarăși vorbesc despre chestia, deci Consiliul Municipal a votat pentru ca să fie tichetarea electronică. Deci nu a fost nici licitație făcută, nimic. Nu avem tichetarea electronică. Pentru aceste chestii, deci, dacă vorbim despre strategia de dezvoltare a transportului public, deci, transportul public trebuie să fie atât de calitativ și atât de interesant pentru locuitorii orașului Chișinău, ca să fie cu mult mai comod decât transportul privat, în primul rând, dar noi avem care cazuri avem în ziua de astăzi? Rute care au fost publice a municipiului sunt deja private a cuiva, nu vorbim despre persoane date, dar sunt folosite în scopuri personale de business. Dacă vorbim despre maxi-taxi și rutiere, deci sunt posibilitățile de a reînnoi, deci sunt autobuzele la momentul dat, deci care nu sunt atât de mari, dar sunt mai mici pentru rutierele mai mici, unde sunt mai mici, mai puțin pasageri, dar comoditatea și posibilitatea de a
să nu fim înclinați în călătorie, două, da, în călătorie, deci, și să nu suim unul pe altul este cu mult mai mult, cu mult mai mare, pentru că rutiera este un microbus care este preconizat pentru locuri, 19 locuri de să stea lumea în scaune, deci și atât. Dar autobuzele deja sunt preconizate pentru ca lumea să meargă în picioarele, pentru înălțimea unui pasager de 1,79 m, deja el nu încape în rutiera aceea, dar autobuzele sunt mult mai înalte. Și noi cu Comisia Comunală Locativă am propus, deci este posibilitatea de nu numai cumpăra autobuzele, dar și să facem autobuzele în Chișinău. Deci există o înțelegere între Belarus și Moldova. Un acord este între guvernamental. Atunci putem și cu implementarea strategiei 3-4 ani și să fie cu aer condiționat și așa mai departe. Și atunci când transport public o să fie mai interesant pentru cetățeni și aerul să fie condiționat, lumea și normal să aștepte autobuzele. Plus la asta, sistemul de poziționare a GPS, unde fiecare cetățean cu telefon mobil în mână s-ar vedea. Deci peste 5 minute vine autobuzul. Dar există un asemenea proiect în CMC? În CMC la moment nu există asemenea proiect, dar cu sistemul de etichetare electronică privede... Eu mai detaliat. Deci, spuneți, ca să fie clar. La momentul când se instalează sistemul de etichetare electronică, automat se instalează și sistemul, deci ISLIGAS. Etichetarea lucrează în baza GSM, în baza schimburilor de date, prin rețeaua de internet. Și automat se instalează și sistemul de GPS. Și noi acum, deci tichetarea electronică nu înseamnă un tichet, un utilaj special numit în trolebus. Deci atunci se poate divizionat câți călători merg în trolebus, atunci putem să schimbăm itinerarul vis-a-vis de necesitățile. Există și o transparență până la urmă. E transparență, e clar, se vede pe monitor care e situația, câți călători au fost la momentul acela, în ora ce. Noi putem modifica itinerariul. Să nu se prinească că merge un trolebus gol și peste 10 minute merge trolebus plin și nu încap oameni și oamenii rămân în stradă și la opriri. Și de asta și noi insistăm. Noi de acum trăim în secolul 21 și noi lucrăm cu taxatoare. Dar iarăși la ceea ce aer condiționat, ați spus dumneavoastră, că dacă fost primar și cu echipa lui se gândeau la oameni în primul rând, atunci era și cu trolebusele cu condiționer, și tichetarea electronică de mult, și multe, multe alte lucruri, și atunci se implementa bă strategii. Dar la noi cum? Se aprobă strategii și idei foarte bune și nu se implementează. Nu a fost implementate de către primărie și primar. Dar acum e momentul când noi putem schimba ceva spre bine și de asta și noi invităm toți colegii noștri să ne adunăm împreună, să ne convocăm într-o ședință, să punem pe ordine de zi toate întrebările care n-am putut să rezolvăm de 2 ani de zile cu blocarea primarului, cu blocarea primăriei, dar acum este momentul să ne convocăm, să ne adunăm și să discutăm toate întrebările, să punem puncte. Da, domnule. Deci noi vedem acum un caz foarte real și foarte deja cu ochii noștri și simțim chestia asta, atunci când în primăria unui oraș este implicată și politica. Deci, în toată lumea, primăria, organele publice trebuie să lucreze pentru oamenii și trebuie să aleagă pe ce om care este cel mai bun administrator. Și dacă el nu poate administra și dacă nu poate să facă ceva pentru oamenii, pentru locuitorii acestui oraș, deci trebuie să fie dat jos. Noi vedem proiecte care au fost făcute pentru față, pentru ca să fie vizibile, dar cealaltă aspecte sociale nu sunt atrași. Noi avem mare probleme acum cu comunal locativ și așa mai departe. Deci nimic nu este soluționat. Domnule Leanțchi, domnule Muncan, următoarea ședință, când va avea loc? Când totuși oamenii vor putea vedea că CMC-ul a urnit carul de loc? Deci noi vedem care să fie posibilități, sperăm totuși până la sfârșitul săptămânii acestea să fie convocat birou sau să avem discuții cu colegii noștri din Consiliu și sperăm că la începutul săptămânii viitoare totuși a să fie convocată ședința Consiliului la care ați participă toți consilieri, toți 49 consilieri care sunt și sperăm că totuși să mișcăm. Ca să fie clar, noi să facem tot posibil
în decurs din săptămâna aceasta, ca pe săptămâna viitoare măcar, să fie convocată ședința Consiliului. Domnule Leaț, că avem 30 secunde la dispoziție. Spuneți-mi, vă rog, pe rețele de socializare am văzut fotografii așa zisilor troleibuze pe bază de baterii. Urmează să avem o revoluție la acest capitol în Chișinău? Ce spune CMC-ul? Deci, astăzi, ieri, a continuat circulația troleibuzul numărul 13, 30 de la aeroportul până la centrul orașului. Deci, chestie foarte... din punct de vedere interesantă, dar tehnologia încă nu este, așa spunem, aprobată. Pentru că bine pusă la punct. Da, deci autobuzul cu tare circulă deja vreo 3 luni de zile și nu este pus la circulație, pentru că doar troleibuzele sunt. Problema este următoare, deci cineva nu dorește să cumpere autobuze, pentru că în momentul dat pentru suburbii, autobuzele este cea mai bună soluție și autobuzele de ultimul generație este foarte economie. În momentul dat când Chirtoacă s-a axat pe troleibuzele și face ceva chestii cu cumpărături și așa mai departe, deci este chestia lui. Dar trebuie să fie autobuzele. Nu pot spune că troleibuzele cu fără fir sunt foarte proaste, dar ele, într-adevăr, poziția mea, ele n-a să meargă într-adevăr, pentru că nu sunt deja, tehnologia nu este aprobată în ani și așa mai departe. Și noi o să plătim cu mult mai mult decât pentru procurarea autobuzilor. Troleibuz fără fire, populism. Vă mulțumesc. Pe această notă sunt obligat ca să pun punct acestei emisiuni. Vă mai aștept și cu alte ocazii pentru a continua cele începute astăzi. Estimații telespectatori, a fost Reflector Analitic. Împreună cu Vitalie Mucan și cu Anton Leațchi am discutat despre activitatea CMC-ului și problemele cu care se confruntă capitala. Vă doresc o seară bună!